După o zi caniculară, a urmat o seară relaxantă vineri, în prima zi a festivalului organizat de Zilele Slatinei. Slătinenii au fost întâmpinați de autorități cu muzică bună, mâncăruri tradiționale, dulciuri de tot felul și o atmosferă de sărbătoare. Fie că s-au așezat să vadă spectacolul, ori că au venit doar să se plimbe pe esplanadă, oamenii s-au oprit să sărbătorească alături de organizatori de Zilele Orașului. Foarte frumos! Frumos! Știți că sunt Zilele Orașului? Cum să nu? Merită sărbătorite? Merită, serios. Merită. Ce ziceți de ce ați văzut până acum? Ce v-a încântat? Distracțiile pentru copii mici mai mult. Părculețe... În afară de părculețe, cutirii, bombe, astea ce au făcut pentru ziua Slatinei. Cum vi se pare organizarea de Zilele Slatinei? Foarte ok, e bine. Asta de alți ani? E mult mai bine. E foarte bine. Până acum ce v-a încântat din ceea ce ați văzut? Totul, totul e foarte ok. Merită să sărbătorim Zilele Orașului? Merită, merită. E frumos. Frumos și... Creativă din partea primăriei. Foarte frumos. Venim fiecare seară la spectacole? Da, bineînțeles. Suntem pensionari. Ce să facem? Cum se pare organizarea? Foarte frumos. Ce v-a plăcut până acum cel mai mult? Ce v-a încântat? Totul și... Tot și formația Lira Band, tot. Foarte frumos. Foarte frumos. O fotografie? Da. Să rămân ca amintire. Merită să sărbătorim Zilele Orașului? Da. De ce nu? Merită. E ceva foarte frumos organizat cu aceste zile. Venim cu familia, cu copii? Da, cu fiecare cu bicicleta. Este foarte frumos. De alți ani, cum vi se pare? Super! Felicitări domnilor primar, viceprimar, deci care s-au ocupat de organizare. E bine! Frumos! Ca să vedeți totul? Nu, nu, că acum am venit și am rămas aici. Vă place, vă place muzica sau? Da, da, păi de-aia am venit, să ascultăm muzică. Îmi place spectacolul de zile? Da, da, ne-mi place spectacolul și de-aia am venit și noi să ne uităm până mai târziu. Cu atâtea posibilități de distracție, copiii au simțit și ei atmosfera de sărbătoare din Slatina. Ce ți-a plăcut mai mult? Tot, n-am ce să zic, totul. Mai stai pe esplanadă? Da. Și în seriile următoare? Da. Ce ai văzut tu până acum? Ce ți s-a părut mai interesant? Cum cântă cei de acolo. Da. Și ce mai vrei să mai faci în seara asta pe esplanadă? Păi, eu vreau să mă plimb. Da. Și nu ți-ai tiribombe ceva? Da, mă dau un tiribombe. Reprezentanții primăriei Slatina au fost tot timpul pe esplanadă să se asigure că totul este bine pus la punct, iar oamenii se simt bine. Mă simt extraordinar alături de slătineni, este o zi frumoasă de vară, o zi puțin cam toridă. Îi iubesc pe slătineni, ne distrăm alături de ei și sperăm să avem parte de momente extraordinare, momente foarte frumoase aici pe esplanada din municipiul nostru. Pentru formația de estradă a Slatinei Lira Band, concertul susținut de Zilele Slatinei a reprezentat și debutul stagiunii estivale de spectacole. Mă simt foarte bine pentru că, în sfârșit, autoritățile locale s-au gândit să facă această sărbătoare vara, pentru că noi iarna nu puteam să facem nimic în privința spectacolului în aer liber și este un câștig lucrul ăsta că sărbătorim Zilele Slatinei vara. Ne-a prins foarte bine acest spectacol pentru că a fost deschiderea în practica stagiunii noastre. De acum încolo vom veni în fiecare miercuri și vom cânta în locurile pe care deja slătinenii le știu. Tot vineri seara au urcat pe scenă și membrii trupei Alutus, care au interpretat piese celebre precum Un actor grăbit sau Focul din repertoriul Laurei Stoica.